Vrei să cumperi coins la cele mai bune prețuri? Nu uita să verifici fifacoins.com, site-ul este în descriere. De aici poți să cumperi coins pe toate platformele, PS, calculator, PC și Xbox și tot ce vrei tu. Nu uita să folosești codul ANDY pentru 5% reducere. Nu uita că băieții de Halloween au niște reduceri speciale la fiecare achiziție de coins și ar trebui să profiți de acest lucru. Mai multe detalii la ei pe site, verifică linkul din descriere. Salut, doamnă, mâncea, ce sunt Dani și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de FIFA 20. Ne jucăm din nou niște meciuri de Division Rivals. Nu uitați să verificați din descriere dacă vreți să vă cumpărați și voi ceva coins. Iar dăm de deștea cu echipe super mega ultra șmechere față de noi. Uitați-vă și voi, băi, în ultimele zile, fraților, am jucat la meciuri, n-am găsit pe unul cu echipă măcar ca a mea, frate. Numai echipe din astea nebune, să-mi ba picioarele, de unde pui mei la topicat, bă, că am deschis și o să-mi pice și nimic. Pișeam aș pe ei. Cum poți? Cum poți? Deci nu, nu, n-ai cum de acolo să dai așa. N-ai cum de acolo să dai așa. Da. În sfârșit, golul, egalăm frumos. Nu vrea el, mă! Bine, Gabriele, Gabriele, bine! Hai, Gabriele! Nu spune că e gol. What? What? Deci uite, bă, cum mă intră toate pasele, are jucătorii morți și jucătorii lui tot fac ceva. Ha! M-a spart. Deci m-a nenorocit jocul ăsta, m-a nenorocit. 6 șuturi, au deci 6, toate 6 pe poartă, fii atent și tu. Pule, mama lor, a copii. Ia uite și tu ce echipe au. Nebuni. Ia uite și tu Marcus Rashford, Ronaldo, Lucas Moura, Fabinho, Mendy. Cine pune mai era pe acolo prin apărare să îmi bat picioarele de mai știu pe vreun. Dați-o de aici. Andica baților. Ochi la ochi. Aude și ce gol ai din cauza ta. Aude și tu ce gol ai. Bă, toți mă sună, bă, toți mă sună, bă, de când începui meciul ăsta. În 11 minute sună sunarea de 3 ori, mă, n-am văzut așa cea 11 minute de joc. Mi se blocă contorul. Bă, frate, futu-s cu... Mi se stricase controlul. Bine, Lingard. Sau cine fusești tu? Bine, Lingard. Hai. No! No! No, Gabriel, no! Hai, frate, n-ai cum pe bune, n-ai cum, frate, n-ai cum. No! No! E a doua bară la... A doua bară la râm pe care o dă Gabriel din poziții perfecte. Cum? Și mai ziceți voi că jocul ăsta e corect. N-ai cum! În sfârșit, în puii mei, Rashford, un gol și acum trebuia să fie 4-3 în puii mei cu ratările alea, chiar fură monumentale. Nu, Lingard, nu mânca așa dimineață! Mamă, Gabriel ăsta mă sparge, nu se demarcă absolut deloc! Așa futuți. Încercai să tragi de timp. Na!
Mai trage de timp, pișeam aș pe tine să mă piși. Mai trage de timp, na. Na, ia și trage de timp. Se salvă prostul cu roșu ăla, pișeam aș pe el. Ia regalitate. Uite și tu, ia regalitate. Două meciuri. Pa picioarele de FIFA cu 3 ratări de la Gabriel atunci. 3 ratări, 3 ratări de monumentale, pișeam aș pe el de Gabriel că-l dau afară. Deci a doua repriză n-a ajuns la poarta mea. N-a ajuns la poarta mea a doua repriză. Aude-și tu. Aude-și tu. Ceaute, iar așa altul echipă bună. Lory, Langley, De Jong, nu știu cine e ăla strikerul ăla de colo. Pa, ce pui mei, bă? Să-mi ba piciorul. Cum de doar mai de deștea cu echipe așa bune, mă, față de mine? Chiar așa am rămas eu de normă în puii mei cu echipa. Oh, doamne, ce mă enervează. Ia uite-l și pe Rashford. Mamă, ce față, ce nă nouă are Rashford. Hai să începem și meciul ăsta să luăm bătaie de la el. Ah, Lingard, ce ratare. Bine. Ce fraier, frate, ce fraier, ce gol putea să-mi dea aici, bine. Am fost bine, l-a călcat. Aia că l-a călcat, îți dai seama că contează să stea bine. Te cred. Te cred. Ia să vedem. Lucas Moura în față, ăla e Sané, Aurier, nu știu cine e ăla, Lory iar în poartă. Bă, m-am mâncat, bă, toată lumea l-are pe Lory, bă, toată lumea. Hai Rashford, hai Rashford, dai! Hai! L-am văzut după cum a plecat. Bun, Dombele! Ce șut handicapat și berberit, dar fugol. Bine, în Dombele. No! Bă, cât de prost să-i dai pasa Rashford! Uite-l și... Doamne, puteai să o dai mult mai... Puteai să o dai mult mai încolo pasa asta, frate. Mult mai încolo putea să o dea. Oh, doamne, uite și tu, frate, uite și tu. Ia uite și tu și ținui web-ul pe scor. Bravo, mă, și pe timp. Bravo, lecturatul, ești deștept ca cioaca. Ia să vedem altul cu echipă. Mamă, frate. Bă, de ce toți au echipă mai bună ca a mea, bă? Uite și tu ce echipă bună are fraierul ăsta, bă. Toți au echipă mai bună ca a mea, mă, nu ca să începea unul cu echipă mai slabă. Am să turna să mă bată toți. Scârbele. Hai să vedem. Și el are pe Rashford. Probabil Rashford are mai bune pe Rashford. Asta e de la... Se joacă pase multe. Mamă, ține omul ăsta de minge la mijloc de m-a spart. Bă, m-a spart. Uite și tu, uite și tu. Uite și tu, uite și tu. Și fuge în apărare cum poate. Pasă proastă, frate. Bă, ce tu faci? Deci omul asta vrea, frate, omul asta vrea. Vrea să ia penalti, mă, asta vrea. Uite-te și tu la el, mâncați așa. Bordinară ce ești. Na! Na, pișeam aș pe tine să mă piși, na! No! No! Na. N-ai cum, deci n-ai cum. N-a futus morții, mătii, na.
Dă-te în gâtul mătii la o parte, na. Uită-te și tu, bă. Uită-te și tu, bă, cum mi-a arătat din fața porții. Uită-te și tu, bă, cum mi-a arătat din fața porții. Zero, zero. Omul n-a dat niciun șut pe poartă, frate. Niciun șut. Nici măcar un șut pe poartă n-a dat. Nici măcar un șut. Dar nu puteam, n-aveam cum să ajung la el la poartă. Aude și tu. Un șut și cavu. Pe ăsta se pus să șuț acum. Și eu nu puteam să ajung la el la poartă, că ținea de minge în continuu. Nu, băieți, noi o să punem capăt de acest episod aici. Dacă v-a plăcut, like, noi ne vedem data viitoare. Nu mai pot. Pa!